Bă, ce noroc am că nu-s ghinionist. Sau sunt, uite, am un coș acum când filmez treaba asta. Urât coș. Mare ghinion pe mine. Există lucruri pe lumea asta pe care nu ni le putem explica. Spre exemplu, noi oamenii nu știm ce căutăm aici pe pământ. Nu știm cum am ajuns aici. Nu știm cum s-a creat pământul sau cum s-a creat universul. Nu știm dacă există viață în afara planetei noastre. Nu știm să ne explicăm anumite boli sau fenomene ale naturii. Nici măcar nu ne putem explica modul ciudat în care gândesc femeile. Dar lăsând gluma la o parte, uneori chiar nu ne putem explica anumite lucruri care se întâmplă în jurul nostru. Și atunci când nu ne putem explica, ca printr-o lege nescrisă, începem să folosim doi termeni care pe mine mă enervează. Norocul și ghinionul. Justin Bieber valora în 2011, doamne, nu credeam că o să vorbesc vreodată de Justin Bieber. În fine, valora în 2011 122 de milioane de dolari. Dar cu doar câțiva ani înainte, era un simplu puști care cânta la chitară și își punea videouri pe YouTube. Eu beau puțin, puțin, câte puțin, când beau cu meu, pe umeri eu nu mă pot să țiu și am să beau atâta până am să aflu cine poate să-mi spuie cât să beau să fie numai bine, eu beau. Dar ce s-a întâmplat între timp cu Justin? Cum a reușit el să ajungă o super vedetă iubită de toate minorele? Păi a avut noroc, mă! Dar nu e așa, totul are o explicație. Mi se pare de prost gust să definim succesul unui om, a oricărui om, inclusiv al lui Justin Bieber, printr-un termen atât de sec precum norocul. Justin a fost la momentul potrivit, în locul potrivit, care va să zică pe YouTube, cântând la chitară ceva muzică. Desigur, cineva l-a găsit acolo pe YouTube, l-a luat și cumva l-a făcut vedetă. Dar asta nu înseamnă că e pur și simplu noroc. Este meritul lui Justin, cumva. Și nu-s fan Justin Bieber, să fie clar, ok? Și la fel e și cu ghinionul. Spre exemplu, Amy Winehouse, norocoasă sau ghinionistă? Apoi, pe de o parte, a fost norocoasă că a ajuns vedetă, dar pe de altă parte a fost ghinionistă pentru că a murit ca o proastă drogându-se. Dar, de fapt, n-a fost nici norocoasă și nici ghinionistă. A avut succes, a reușit să devină vedetă, iar apoi, pentru că probabil a fost plină de bani și a descoperit plăcerile intense ale drogurilor, s-a gândit să-și ia viața, sau poate nu s-a gândit la asta, dar oricum, totul are o explicație, n-a fost pur și simplu ghinion, a fost o decizie de a ei. Deci, dragi internauți și oameni buni, vă rog, nu mai folosiți ca argumente norocul și ghinionul. Norocul și ghinionul sunt, de fapt, doi termeni pe care îi folosim când nu ne putem explica ceva. Și pentru cine vrea un documentar excepțional despre noroc, scurt și amuzant, aici. Și până când ne vom revedea, vă doresc mult noroc și nu uitați!